Salut, bine ați revenit pe armevechi.com. În acest material voi prezenta particularitățile probei PPC de 48 de focuri trase cu revolverul. Acest material vine ca și o completare, ca și o continuare a materialului precedent în care am prezentat arma, de fapt modelele de revolvere uzuale ce se folosesc la această probă, precum și echipamentul necesar. Astăzi voi vorbi despre partea practică, tragerea în poligon. Să începem. Prima și cea mai complexă acțiune care se face la proba de cu revolvere față de proba cu pistoale este tragerea în dubla acțiune. Apropo, toate cele trei arme sunt verificate, nu au muniție. După cum ziceam, tragerea în dublă acțiune este cea mai mare diferență față de la tragerea la PPC cu revolver față de pistol. Indiferent că vorbim de pistol single action only, doar în simplă acțiune, cum sunt de obicei pistoalele 1910 sau cum sunt Shadow, asta nu e Shadow, dar merge pe același sistem, simplă acțiune, dublă acțiune. Indiferent că vorbim de astfel de pistoale, comparația, diferența față de revolvere este destul de mare pentru începători, pentru cei care nu au mai tras cu revolverele. Diferența de a trage în dublă acțiune vine pe două dimensiuni. Prima dimensiune este forța cu care trebuie să apeși trăgaciul. Este destul de mare forța față de a trage în simplă acțiune cu un pistol, single action, double action sau și mai grav față de un pistol care este single action only. Deci forța cu care am apăs pe cele două pistoale sau echivalent pe un Shadow sau Shadow 2 sau Tactical Sport Orange, diferența față de pistoale și sau față de un revolver standard fără modificări interne este destul de mare. Deci trebuie să trag foarte, foarte tare. Pe video nu se vede, dar diferența este cel puțin dublă. Un trăgaci în dublă acțiune la un revolver standard este între 9, 10 și 12 pounds, pe când la pistoale este cam 4 și jumătate. Deci este peste dublă forța cu care trebuie să tragi de trăgaci. Deci aceasta este prima dimensiune. A doua dimensiune este cursa lungă, da? Și forma cursei, acum în funcție de unde îți poziționezi și mâna, s-ar putea să fie ușor arcuită. Nu e chiar dreaptă, pe când, mai ales la 1911, traseul degetului este chiar drept. Dar mai ales cursa lungă. Și mai ales la revolvere, se prinde, se trăgaciul vine pe această încheietură a degetului ca să poată să alunece și să ai forță să-l tragi. Dacă îl ții ca la pistol doar pe buricul degetului, e nu chiar imposibil, dar nu e ideal. Deci este o diferență destul de mare în a trage double action, dublă acțiune cu revolver față de simplă acțiune cu pistoale. Aceste două dimensiuni, forța cu care trebuie să tragi de trăgaci și cursa lungă și ușor arcuită, ambele contribuie la ridică riscul de a dezalinia cătările în timp ce în timpul cursei lungi este foarte ușor să greșești și să dezaliniezi ori în jos datorită că trebuie să dai cu forță mare și atunci îți vine să faci o cursă arcuită și atunci dai în jos sau când tragi într-o parte, așa. Deci aceste două dimensiuni
ale tragerii în dublă acțiune cu revolverele ridică gradul de complexitate, mai ales dacă vorbim despre un tir sportiv de precizie cum este PPC-ul. Și un exemplu real de deviere spre dreapta se poate observa pe această țintă după 7 metri, 15 metri și 25 de metri. Clar, grupajul este deviat spre dreapta. Chiar și la 7 metri, focurile s-au dus în dreapta, scăpând 5 în cercul de 9. La 15 metri s-au dus chiar foarte tare unul dintre ele în dreapta și câteva în jos, iar la 25 de metri chiar s-a scăpat unul în exterior. De fapt nu, ăsta era tot de la 15 metri, dar nu l-am prins în poză. Deci grupajul este clar dus spre dreapta. Dacă tragerea în dublă acțiune cu două mâini mai e cum e, pentru că mâna stângă vine și îți mai ține, și chiar dacă mâna dreaptă îți vine să greșească și să-ți devieze cătările, mâna stângă vine și mai ajută să-ți țină cătările aliniate corect. Dar la proba de 3 metri, unde tragi cu o singură mână, problema se amplifică pentru că nu mai ai acea corecție și atunci când tragi, îți vine să tragi ori în jos, ori în dreapta. Și atunci trebuie să te antrenezi special cu revolverul ca să păstrezi cătările aliniate, perfect aliniate în timpul cursei lungi a trăgaciului. Al doilea aspect care trebuie menționat este reîncărcarea. Reîncărcarea unui revolver se poate face în vreo 3-4 mod, cu 3-4 unelte, dar singura metodă viabilă pentru PPC este cu speedloadere. Dar, deși este cea mai rapidă dintre cele legale la PPC, Moon Clips nu sunt legale, nu sunt acceptate în competiție, ea totuși este mai lentă, cam de două ori mai lentă decât reîncărcarea unui pistol. Reîncărcarea am exersat destul de mult și reușesc să reîncarc între focuri între 4,5 și 5 secunde, deci între ultimul foc de la prima serie și primul foc de la a doua serie, cam 4,5, hai să zicem 5 secunde la revolver, pe când la pistol cam 3 secunde. Acest lucru contează mai ales la stadiul 3, la 15 metri, unde ai nevoie de chiar toate cele 20 de secunde ca să poți să fii precis și să dai cât mai puțin pe lângă cercul de 10. Și un exemplu de diferență de timp de reîncărcare. Trăgătorul din mijloc este cu revolver, celălalt cu pistoale. Și o să vedem că trăgătorul din stânga apucă să tragă 3 focuri. Toți cei 3 trăgători vor începe reîncărcarea în același timp. Iar trăgătorul din stânga va trage 3 focuri, iar cel din dreapta 2 focuri, până când cel cu revolver va trage primul foc de după reîncărcare. Toți încep în același timp. Da, trăgătorul a terminat. Primul. Revolverul și el încarcă și al treilea. Aici este pe țintă. Al doilea imediat va fi pe țintă. În schimb, trăgătorul cu revolver mai are 2, 3. Și de-abia când trăgătorul 1 a tras al patrulea foc, revolverul a tras primul foc, iar la final va mai rămâne cu 3. 1, 2, 3. Și al doilea element care intervine la reîncărcarea revolverelor, pe lângă faptul că sunt mai lente decât la pistoale, mai există și problema, posibila problemă, ca la descărcare, la ejectarea tuburilor goale, să rămână unul agățat și atunci să mai pierzi timp eliminând și acel tub care se agață.
De aceea recomand ca înainte de competiții să fie curățate foarte bine camerele cilindrului pentru a nu agăța toburile de mizeria de pe camerele. Deci camerele trebuie să fie cât mai curate. Și cum arată o tragere de 15 metri în care bulești reîncărcarea și trebuie să te grăbești la ultimele 6 focuri. La primele 6 vor merge bine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu intră, nu intră, nu intră. 1, 2, 3, 4, 5, 6. M-am încadrat în timp, dar cu ce cost pe țintă? Un alt element de care trebuie ținut cont, dar care nu are un efect asupra punctajului, cum poți să aibă celelalte două, tragerea în dublă acțiune și reîncărcarea, este faptul că după ce ai încărcat, load and make ready, ai glonți pe țeavă, da? Și atunci trebuie să fii foarte atent la dimensiunea de siguranță, de safety, la introducerea în toc, ca trăgaciul să nu se agațe de haine sau de toc sau de altceva, pentru că având glonț pe țeavă, dacă el se agață, pac, s-a dus degețelul mic, în cel mai bun caz. Și atunci ce fac? Eu țin degetul pe cocoș, pentru că nu la păstare, deci nu mă chinui, o presiune mică spre moderată, pentru că atunci efectiv nu poți să tragi de trăgaci, pentru că îl țin de cocoș. Trebuie totuși ținut cont că revolverul meu, și dacă lovesc cu ciocanul aici, nu percutează decât dacă trăgaciul este în spate. Doar acum se vede acolo bine, cu percutor că a ieșit. Altfel, da? Altfel, dacă aici poți să lovesc cu ciocanul, nu se duce pentru că are un safety bar. Trebuie văzut modelul, fiecare model în parte, dacă să nu cumva tu apăsând să efectiv să declanșezi tu cu degetul. Dar cele mai multe revolvere au acel safety bar. Alt element de care trebuie ținut cont este că priza, datorită existenței cilindrului și lipsei beaver tail-ului, da? Este diferită la revolver. Aici, teoretic, poți să te duci cu mâna cât de sus, dar dacă ai dus-o până sus, nu, chiar ai o cursă arcuită. Nu e natural dacă o duci. Și atunci trebuie să faci un compromis între cât mai sus pentru a mitiga reculul și totuși puțin mai jos ca să ai o cursă dreaptă, nu o cursă așa a degetului. Deci poziția mâinii drepte și de asemenea și poziția mâinii stângi, ce faci cu degetele mari, e problematic. Am văzut unii că trag așa, unele poziții că trag ceva de genul ăsta, mie nu mi se pare natural, nu-mi vine bine, fiind obișnuit cu pistolul, pun degetul undeva aici. Am avut inițial, trăgeam așa, chiar cu degetul mult în față, nu e problemă de la că scapă gaze, la 38 Special nu e nicio problemă. Poate la 357 Magnum sau 44 Magnum, dar la 38 Special nu e problemă. Dar mi-am dat seama că nu e o poziție prea bună și atunci am revenit undeva aici mai în spate. E diferit, trebuie fiecare să încerce și să vadă cum ține mai bine. Dar clar este, priza este diferită față de pistol. Și că tot că am vorbit de mâneri, de grip, unghiul, cel puțin la revolverul meu față de pistoale, este diferit. Eu, înainte să trag cu revolverul, eram obișnuit cu acest CZP07 și îl scoteam din toc și poziția naturală venea, a unde-i? Exact pe țintă, da? Așa. În schimb, datorită faptului că unghiul aici e diferit, când scoteam revolverul, nu mai țin minte, dar parcă era așa în sus. Deci, trăgeam peste țintă sau era în jos, nu mai știu. Dar ideea că datorită unghiului diferit,
poziția naturală îl dădea prea în jos sau prea în sus. Și atunci, dacă făceam trecerea de la o armă la cealaltă, aveam nevoie de o perioadă de acomodare. Și ultimul aspect pe care l-aș mai menționa este trecerea de la single action la double action. Dacă ești obișnuit cu pistolul, să tragi în simplă acțiune și după aia te poți să tragi cu revolverul, o să vezi că fiind obișnuit cu acel tip de tragere, acesta ți se va părea ciudat și cel puțin la început, într-o perioadă de acomodare, probabil diferă de la un trăgător la altul și la experiență, vei trage inițial într-o parte fiind obișnuit cu tragerea în single action. La fel se întâmplă și după ce te obișnuiești și faci 4, 5, 6 antrenamente exclusiv cu revolverul, după aceea dacă vrei să tragi cu pistolul, ți se va părea aceasta poziția nenaturală datorită unghiului, dar și să tragi trăgaci se va părea poziția degetului pe trăgaci se va părea ciudată. Deci vei avea perioadă de acomodare. Cu cât schimbi și cu cât te obișnuiești cu ambele și faci mai multe treceri de la unul altul, va fi mai ușor. Dar la început o să fie ciudat când vei trece de la pistol la revolver și când vei reveni de la revolver la pistol. Cam acestea au fost elementele pe care le-am descoperit eu și care mi s-au părut mie interesante de prezentat la tragerea cu revolver la PPC, proba de 48 de focuri. Până data viitoare, spor la antrenamente. Salut!